avem nevoie de doamna Olex și de doamna Silvia. Vă rog să mă apropiați. Bună ziua! Olex, fain! Treci la cabinet. Suntem la Creamcast, sunteți omagiați și ne bucurăm să vă găsim împreună cu cei mai apropiați oameni la masă, bine dispuși, binevoioși, dar totuși știu că lipsește cineva. Acel cineva ține foarte mult la dumneavoastră și a vrut să vă facă ziua mai memorabilă, să fie aici cu sufletul și cu gândul. Este vorba de fiica noastră, Victoria, care chiar dacă nu a avut posibilitatea să vină, venim noi pentru ea să vă aducem cadouri. Deci, aveți o rândiță extraordinar de frumoasă, cu flori, cu delicii, șampane, cafea, de toate. Să vă prindă bine și de asemenea, o tortă extraordinar de frumoasă, vă rog să o vedeți. La mulți ani, 50 de ani, vă rog să o primiți de asemenea. Niște cuvinte calde care vreau să le dau citire. Dragul meu tată, încă un an în care, din păcate, nu pot să fiu alături de tine, dar tu știi bine că inima mea este acolo cu voi, la casa părintească. De ziua ta îți doresc sănătate și multe zile de la Dumnezeu. Fie ca grijile să te ocolească și împreună să ne bucurăm de toate surprizele frumoase pe care viața încă le pregătește pentru noi. Primește pe talele vârstei ca pe o binecuvântare. Putea să-ți fie rod al bucuriei și speranței. Credința și iubirea să te însoțească pretutindeni. Îți mulțumesc pentru copilăria fericită pe care am avut-o, pentru că nu am simțit greutăți și nevoi, pentru că ai fost lângă noi la fiecare pas. Datorită ție, am speranța, înțelepciune și credință să fiu cinstită cu mine însumi. Astăzi și în fiecare zi ne gândim la tine și vrem să știi că ești foarte important pentru noi. Îți urăm o zi de naștere plină de fericire și momente de neuitat. Să ai parte de bucurii, zile senine și tot binele din lume. Te cuprindem strâns și te iubim enorm. Și copiii voștri n-au uitat nici de dumneavoastră, de aceea vă rog să primiți acest buchet de eustome frumoase. Mulțumim mult! De asemenea, noi, echipa emoții.md, nu putem să venim fără un prezent la dumneavoastră. Vă rog să vă îndulciți cu o buchet de bomboane Rafael. Foarte rău că în această seară nu cu noi, dar ne bucurăm mult, foarte mult pentru dânsa și mulțumim foarte mult din suflet și o așteptăm cu drag acasă. Și eu iubim nespus nebun. Asta era scopul ei, să fie cu voi măcar pentru câteva clipe, măcar prin intermediul nostru, dacă mulțumim. N-a putut să fie fizic aici. Încă o dată la mulți ani, domnule. Mulți ani înainte. Mulțumim mult.